Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Cum atragem energia banilor și cum o păstrăm? Ce contribuție are femeia într-un cuplu pentru a atrage prosperitatea, dar bărbatul? Energia banilor este egală cu prosperitatea sau în ce constă de fapt? Vorbim astăzi cu Raico Kuzmanovici, fondator Metoda Silva în România. Bine ai revenit! Bine te-am regăsit și mulțumesc pentru invitație. Și eu îți mulțumesc pentru că ai acceptat să fii astăzi cu noi și să discutăm așa despre un subiect tot discutat. Da, dar destul de tricky, să zic da. Așa. Încă nu ne-am prins cum stă treaba cu banii. Așa. Uite, ți-am spus, am avut așa ca un prim titlu pentru această emisiune, cum atragem energia banilor, dar și cum o păstrăm. Pentru că, tocmai ce îți spuneam înainte să începem emisiunea, eu atrag prosperitatea. Uite, și asta ar mai fi o întrebare, dacă banii egal prosperitate, dar ne spui după aia. Așa, eu atrag energia banilor, dar cumva, așa cum vine... Dar cum spun americanii, easy come, easy go. Da. Ideea este că, în primul rând, trebuie să înțelegem că banul în sine este o invenție oamenilor, da? El nu există în natura, însă are energia în spate, da? Și ne-a simplificat foarte mult viața. Pe de altă parte, oamenii, prin convingerile lor limitative, au dat foarte multă putere banului, da? Și atunci, una din greșelile pe care o fac este că se zbat să aibă cât mai mulți bani. Și-au dat puterea banilor. Foarte interesant. Și uneori, știi, seamănă cu chestia, știi, prins peștele cu mâna și îți fuge din mâna, sau cum este morcovelul ăla în față, da? De foarte multe ori viața așa se comportă cu noi. De ce? Pentru că noi am vrea să avem bani, dar ne este frică, am vrea, dar nu vrem, și așa mai departe. Și pe de altă parte, cred că una din principalele greșeli ale oamenilor este că își propun ca scop banii, neînțelegând că, de fapt, realitatea este total inversă. Banii sunt un rezultat, nu sunt un scop. În momentul în care ți-l propui să fie scop, atunci nu ți-l vei îndeplini niciodată, pentru că niciodată nu va fi de ajuns și pentru că te vei rătăci pe drum. Și asta este motivul pentru care și în Serbia, din Serbia, din Iugoslavia, în anii 60 au plecat pentru bani afară și nu au realizat, să zic așa, mare lucru, nu au devenit milionari sau așa, da? Și au rămas, să zic așa, prizonierii conceptului. De ce? Pentru că s-au dus pentru bani. Nu s-au dus ca să muncească acolo, ca să-și facă o casă, ca și concept. Mulți dintre telespectatori o să zică, păi da, dar eu tocmai de aia sunt acum aici, în Italia sau Franța sau unde voi fi. Da, dar ideea ce este în subconștient este că ești pentru banii acolo. Nu ești pentru ceva ce vrei să realizezi. Și atunci scopul este cu totul altul față de bani. Unu, în momentul în care îți pui scopul acesta, e clar că avem și convingeri limitative. Și dacă tot vorbim de energia banului și banul este energie, noi suntem un conductor. Noi suntem un canal de energie. Energia curge prin noi. Implicit și banul trebuie să curgă prin noi. Și de aceea banul este menit să fie cheltuit, să fie utilizat. Nu să-l pui la o parte, pentru că dacă începi să-l pui la o parte cu energia fricii, începi să creezi blocaje. Da? Și apropo de asta, ai mei au avut acest concept să aibă și bani pentru zile negre, da? Frica aceea, pentru că au trăit în perioada celui de-al doilea război mondial și după aceea cu sărăcie și zilele negre au venit. Dar banii nu erau la ei, erau în bancă și aveau pe hârtie. Așa că în momentul în care ai dat și un scop banului, acel scop s-ar putea să se realizeze și să nu-ți placă rezultatul. Ideea este să atragi mai multă energie decât poți consuma. Despre asta este vorba. Să am mai mulți bani decât pot să-i consum și atunci cu acel surplus, da, încep să mă gândesc ce am de făcut cu el.
Ai zis un lucru foarte interesant și foarte la care nu m-am gândit și n-am discutat până acum în emisiune despre asta, în felul acesta. Adică, da, poate m-am gândit până acum să mă opresc din cheltuieli, da, să da, nu mai cheltuiesc atât de mulți bani, da? Dar niciodată nu m-am gândit, într-adevăr, dacă acum nu vorbesc neapărat din punctul meu de vedere, da. Da, da. Așa că sunt opinia publică aici, dar noi, în general, ne gândim să avem, să fim, știi cum e la român, se spune tanda pe manda, ceva de genul ăsta, da, adică nici mai mult, nici mai puțin, acolo să fim cumva, da, să fie scaunul călduț. Dar perspectiva aceasta nu prea o avem mulți dintre noi, ce-i drept. Da, adică să câștigăm atât de mult, că ni se pare că poate nu merităm sau nu știu ce, da, e în spate. Da, sunt foarte acolo multe convingeri. Și ceea ce am constatat în acești, să zic așa, 30 de ani de activitate, de carieră, pentru că am lucrat în vânzări și am văzut foarte multe convingeri limitative, foarte interesant este că aceste convingeri limitative care se raportează la bani se reflectă și în alte zone ale vieții. Pentru că am legat energia banului de relații, da, am legat-o de sănătate, da, am legat-o de foarte multe lucruri care, de fapt, n-au nicio legătură cu bani. Da. Da? Și în momentul în care tu ai această mentalitate, hai să zic așa, sărăciei, știi, să tai din cheltuieli, în loc să văd cum să atrag mai mult, da, ca să îmi mențin un anumit standard de viață, da? Este o mentalitate a sărăciei care are în spate aceste convingeri. Raico, se poate îndepărta această teamă de sărăcie pe care o avem? Sigur că da. O avem cu toții, într-o proporție, da, mai mare sau mai mică? Sigur că da, pentru că frica asta de sărăcie nu este naturală. Copiii nu se nasc cu frica asta, ci o dobândim prin educație și prin atitudinea celor din jurul nostru. Da? Prin atitudinea părinților, poate să fie și o frică, hai să-i spun așa, transgenerațională, da? Pentru că e o chestie care se poate transmite și prin generații, dar tu ești cel care poți întrerupe acest circuit, acest lanț. Și cred că ar merita să-l întrerupi și să arăți că, de fapt, poți trăi în prosperitate. Pentru că prosperitate nu e egală cu bani. Și chiar acum câteva zile am văzut, în reluare a fost un film, cred că se numește Richie Rich sau așa ceva, despre, da, un puști, da, da, ultramiliardar cu părinții, și finalul mi-a plăcut foarte mult pentru că acela este adevărul, avea de toate, dar era singur. Și la final își câștigă și foarte mulți prieteni din cadrul, din rândul oamenilor obișnuiți, și părinții lui îi spuneau la final, zice, acum este cu adevărat bogat. Și de foarte multe ori oamenii confundă această abundență, prosperitate și bogăția, doar o confundă doar cu, ca și sursă abundenței să fie banul. Dar nu e. Abundența, bogăția noastră este în foarte multe alte lucruri. Banul este doar un element. Însă am dat foarte multă putere energiei banului și este o energie destul de puternică care influențează celelalte. Și atunci, dacă ajungi la un moment dat să ai suficienți bani încât să te consideri bogat sau ceilalți să te considere bogat, da, ceva va apărea din acele convingeri. Sănătate sau relația o să se destrame, da, pentru că nu o să ai timp, etc., etc. Da? Așa că banul este foarte important și într-o relație de cuplu. Uite, până să vorbim despre relațiile de cuplu și banii, pentru că, da, este subiectul emisiunii noastre, vreau să te mai întreb, Raico, ce atitudine ar fi bine să avem ca să atragem energia asta a banilor? Și acum nu mă refer neapărat într-o relație, da, că e interesant, da, și de discutat, da, și în relație. Cred că primul lucru este să observăm care ne sunt convingerile limitative și să le punem pe hârtie. Da? Un cuvânt care îl aud frecvent și care este care generează un blocaj major și pe care eu îl recomand să-l scoatem toți din utilizare dacă într-adevăr vrem să prosperăm, este dacă ne permitem ceva sau nu. Da?
mergi prin magazine și atunci judeci dacă îți permiți sau nu. Dar judeci din punct de vedere financiar, dacă îți permiți ceva, neînțelegând că în spate, de fapt, este dacă tu, ca ființă umană, îți permiți acel confort, acel premiu, da, acel răsfăț. Și atunci, în loc să fim cei mai buni prieteni ai noștri, suntem acolo niște părinți care nu-și permit. De permis să-ți permiți orice. Da? Pentru că chestia aia nu-ți permit, nu-mi permit, poate să fie nu-mi permit să spun ce gândesc, ce simt. De ce? Nu-mi permit pentru că nu vreau să pierd o bogăție care este, de exemplu, o relație sau care este o prietenie, da? Sau este o poziție în cadrul unei firme. Nu-mi permit să spun părerea pentru că se supără șeful. Dar acest nu-mi permit te va influența și pe tine din toate punctele de vedere. De permis să-ți permiți. Dar ce alegi? Deci aici este cheia. Aici ar trebui să e facem acest switch să nu să-ți mai permiți dimi. Orice. Îmi permit orice. Dar aleg să-mi iau altceva, aleg să fac altceva. Da, pentru că aici poate să fie o confuzie pe care am întâlnit-o în rândul oamenilor. Atunci când au de cumpărat ceva anume, se uită la acel produs cu cel mai mic preț, chiar dacă iau niște bani, da, o sumă de bani, dar se gândesc că mai bine ar fi să, adică cumva să nu dai banii, știi, să-i arunci din da. Casă afară, chiar da. Dacă tu ai, gândești cumva că ar fi mai bine să te orientezi către o, să faci un pic așa o cercetare, o să, știi, să găsești cel mai bun produs cu cel mai mic preț. Da. Dar aici e o chestie de, până la urmă, de alegere, știi? Este o chestie de alegere. Știi cum e? Mersul la piață este unul foarte interesant, unde observ oameni care își cheltuiesc foarte mult timp, dar nu vreau să spun consumă, cheltuiesc foarte mult timp, căutând de la o tarabă la alta, care este, nu știu, roci și cea mai bună, dar și cea mai ieftină. Da. Ei au cheltuit acolo o oră în care puteau să fie mult mai productivi, intrând în piață, căutând care este roșia cea mai bună, cea mai calitativă, și să-și o permită, da? Pentru că asta reflectă acea mentalitate de sărăcie, da, între ghilimele spus. Știi? Și atunci, ok, eu într-o oră pot să fiu mult mai productiv și de fapt să produc altceva ce să fie atrăgător pentru energia banului, să fie ca un magnet al energiei banului. Da, și vreau să continui asta și am să-ți spun așa. Păi da, dacă pot să dau 2 lei pe X produs, de ce să dau 5? De ce să dau 5? Corect. Înțelegi? Da. Dar e o chestie de avariție aici, de zgârcenie, de sau ce e aici? Știu că mulți gândim așa. E vorba și de, este vorba și de educație, este vorba de atitudine. Pentru că sunt oamenii care au bani, dar își cumpără mașini luxoase, pe de o parte, dar pe de altă parte nu-și permit alte lucruri. Da, corect. De exemplu, el financiar, dacă poate să-și permită o mașină super luxoasă, poate să călătorească cu business class-ul. Dar am constatat că sunt foarte mulți care nu călătoresc cu business class-ul pentru că nu-și permit. Iar chestia asta nu-și permite, de fapt, este imaginea de sine pe care o are despre el. Ce-și oferă el lui, da? N-am față de business class. Am față de mașina super luxoasă, că o plim să vadă lumea, dar business class-ul e ceva ce ține de confortul meu. Ăla nu se vede, nu se simte, da? Mașina o vede oricine. Și atunci ține, de fapt, de contextul și de convingerile pe care le avem. Limitative sau nelimitative, sunt ale noastre. Eu nu le-aș denumi convingeri limitative, pentru că sunt ale mele. Nu mă limitează, ci jonglez cu ele. Dar ideea este în momentul în care descoper așa ceva, să încep să lucrez și să modific. Iar asta înseamnă, în primul rând, să lucrez și la nivelul subconștient cu mine, dar pe de altă parte să mă și manifest în plan obiectiv real, oferindu-mi cadouri. Oferindu-mi
permițându-mi, adică am voie. Uh-huh. Știi, am voie să-mi iau acel, nu știu, acea prăjitură de 5 lei în loc să iau pe aia de 2 lei. Sau de 3, sau cât o fi. Da? Și atunci ideea este de a ieși din acest context, de a te observa. Da? Și de, eu spun întotdeauna, adică, nu când spun întotdeauna, dar mai provoc participanți la workshop-uri și la seminarii și le cer unora să mă invite, de exemplu, la o cafea într-un hotel de lux. Marea majoritate din star văd după privirile lor că nu-și permit. Și atunci încep să întreb dacă au fost vreodată acolo la cafea. Niciodată. Ha, deci judecă fără să cunoască. Exact. Despre asta este vorba. Eu, persoana mea, nu sunt de 5 stele. Aha. Neștiind că, de fapt, în acel hotel de 5 stele, cafea este mai ieftină decât în centrul orașului. Da. Despre asta este vorba. Da? Despre imaginea de sine pe care o avem, da? Care nu-ți permite să pășești în acel hol, prin acea ușă, către ceea ce meriți, către ceea ce poți să-ți oferi. E vorba de apreciere de sine, de valorizare. Da, de imaginea de sine, uh-huh. De valoarea de sine, care, dacă trăim într-un cuplu, să zic așa, e foarte important să-ți ofere partenerul, să te susțină în zona respectivă. Da? Dar e vorba și ce am primit prin educație, uh-huh. De la părinții noștri, de la tata și de la mama. De la ei primim încrederea de sine și stima de sine. Da? De la ei. Și dacă ei nu ne oferă sau ne oferă condiționat, atunci toată viața la nivel subconștient vom simți nevoia să facem ceva ca să merităm acea încredere sau să merităm acea stimă de sine. Care sunt? Care? Sunt elementele bogăției. Da. Da? Este suficient sau un prim pas ar fi acela în care îmi vine gândul negativ cu privire la bani și zic că nu merit să-mi iau X lucru. Da. Și să spun așa, să mă opresc, că m-am observat și să spun merit și să-mi tot repet, da. Merit, da. Sau ce obțin în situația aceea. Și după aceea, nu știu ce ar mai trebui de făcut, dar cel puțin o constantă în a spune merit, merit, merit. Mă gândesc cumva se schimbă la ceva la nivel neuronal. Se schimbă în momentul în care începi să-ți spui repetitiv că eu merit tot ce e mai bun din lumea asta, da? La un moment dat atitudinea ta se va schimba. Chiar dacă mai simți așa un pic de frică? Da, nu știu, dar cred că o să te îndepărtezi de frică. Poate da. O să fie așa un mic disconfort, dar deja nu mai este frică. Aha. Ideea este să pleci din acea frică, pentru că până la urmă, noi ca și copii, ca și ființe naturale, ne-am hrănit de la sânul mamei, care nu sunt bani. Și natura face chestia asta. Da? Drept pentru care supraviețuirea noastră nu ține de bani. Dar ni s-a inoculat această idee prin educație că totul se obține cu bani, ceea ce nu este adevărat. Banii sunt un mijloc important și foarte bun și mie îmi plac bani, da? Banii nu sunt murdari. Faptul că ai mai mulți bani nu înseamnă că ai obținut prin căi necinstite, pentru că și aici avem niște convingeri, da? Ci pur și simplu ai atras mai mult. Da? Dar pentru că eu am aceste convingeri și nu reușesc să mi le identific și să le depășesc, mi-este mai ușor să judec pe ceilalți și să spun că e nasol. Da, dacă continui și mai bine să fiu cinstit și sărac. Da. Iar eu spun mai bine să fiu bogat și sănătos decât să fiu sărac și bolnav. Așa este. Dacă persistă această atitudine negativă cu privire la a obține bani, e clar că acolo trebuie să schimb ceva, că altfel... Da, ne învârtim într-un cerc vicios. Ne învârtim într-un cerc și, Raicu, ai văzut că parcă n-ai energie, sau
Poate și asta o convingere, dar mai repede te îndrepți către rău și repești ceva ce tot ai repetat de-a lungul vieții, rău fiindu-ți, așa, decât să începi să zici ceva pozitiv, parcă n-ai energia aia, știi, parcă ești tot mai, știi că ai convingerea că până acum nu ți-a fost bine și e palpabil, așa te încrezi într-un vis, în ceva ce s-ar putea să împlinească, s-ar putea să nu. Da. Și e greu să te reorientezi. Este, dar eu cred că merită încercat, în primul rând, această reorientare, pentru că nu doare. Este o experiență în plus. Și de foarte multe ori discut și cu tineri, știi, și le caut motivațiile și aspirațiile. Și mă străduiesc să le explic că foarte mulți văd mașini, adică internetul acum popularizează foarte mult fix chestia asta materială. Și foarte mulți tineri, asta este ceea ce își doresc. Să ajungă să aibă mașini, să aibă piscine, vile, iahturi, avioane și așa mai departe. Ceea ce este ok. Dar momentul în care observăm oamenii de succes, care s-au îmbogățit, între ghilimele spus, din punct de vedere financiar, niciunul realmente nu și-a propus să se îmbogățească, ci a avut un vis. Și banii au venit ca un rezultat. Deci e necesar să avem un scop. Un scop care poate să fie un vis. Da, să aduci o contribuție. Cu ce contribui tu? Prin faptul că o să o duci mai bine, da? Care este contribuția ta? Și la ce mă raportez când spun asta, Raico? Care este contribuția mea în lume? Da, în lume. În lumea asta. Uh-huh. Pentru că în momentul în care ții banii așa, ai blocat energia și ce ai făcut? Da. Nu ai făcut nimica. Corect. Da? Și atunci eu totdeauna întreb de ce? De ce? Aia este întrebarea care ar fi bine să te motiveze către această prosperitate. De ce vrei bani? De ce vrei bani? Da? Păi pentru că vreau aia așa. Păi atunci dorește-ți celelalte lucruri și lasă banul să vină ca și rezultat. Că așa se obține. Așa se lucrează cu energia asta. În momentul în care focusul este pe ceva ce pentru creier și subconștientul tău este palpabil. Banul este doar o formă de energie, chiar dacă este sub forma de bancnotă, este o noțiune. Nu poți să construiești nimic cu el. Dar o mașină te ajută să te deplasezi. O casă frumoasă cu piscina îți oferă protecție, îți oferă un adăpost și o stare de bine. Și creierul și subconștientul înțeleg chestia asta. Da, corect. Și atunci scopul să fie să pot să călătoresc, de ce nu cu avionul meu privat. Și asta, dorința asta va atrage situații în viața ta, energii, în așa fel încât să le fructifici, astfel încât prin tine să curgă, să fie un flux foarte mare de bani. Foarte interesant. Foarte interesant. Așa că scopul trebuie să fie altul. Trebuie să fie altul, da. Iar banii vor veni ca și rezultat. Manifestarea ta trebuie să fie diferită. Și înțelegând, pe de altă parte, că cu cât urci și financiar mai sus, cu atât, de fapt, realitatea este că îi ajuți pe ceilalți mai mult. Și cumva trebuie să te împaci cu lumea. Să fii, nu știu, eu gândesc acum din punctul meu de vedere, în iubire, știi, față și de, nu doar față de tine, cât și față de ceilalți. Absolut, absolut. Ca să poți... Dar foarte important este să ajungi să te iubești și pe tine. Oh, da. Pentru că altfel, iarăși, suntem pe lângă. Păi de aici plecăm, că ne-ai spus. Da. Aici trebuie să lucrăm prima oară. Și atunci ideea este să te imaginezi ca și un magnet financiar. Da, ca și un conductor financiar, da? Repetitiv și să-ți repezi, deci vizual, da? Imaginație, pune creierul să funcționeze în frecvențele joase alfa și teta, deci folosește aceste stări deosebite ca să-l reprogramezi, da? Și focusul să nu fie pe bani, ci pe scopul final. Pentru ce ai nevoie de bani? Da? Că mulți fac socoteala, am nevoie de, nu știu, dacă aș avea 1 milion de euro, e rezolvată tot. 1 milion de euro se duce rapid
Și asta, eu consider că Dumnezeu are un simț al umorului formidabil când ne uităm la cei care câștigă la loterie. Le dă o grămadă de bani și nu știu să gestioneze acea energie. Și în 2-3 ani de zile, gata, sunt înapoi unde au fost. Uh-huh. Sunt foarte puțini care au reușit să gestioneze energia și responsabilitatea energiei. Astfel încât acea energie să producă altă energie. Uh-huh. Și să se multiplice. Așa este. Hai să vorbim de cuplu acum. Uh-huh. Mai aveam ceva să te întreb, dar revin. Pentru că ai spus că banii înseamnă ceva, prosperitatea altceva. Da. Și ne orientăm acum către prosperitate. Poate către acele valori pe care trebuie să le construim, să le atragem, să le creștem în noi înșine și apoi în cuplu. Și am să te întreb prima oară, cum atragem această prosperitate într-un cuplu atunci când suntem împreună cu soțul, iubitul și așa mai departe, iubita și soția? Da. Dacă există vreo, nu știu, reguli sau sunt anumite reguli după care trebuie să ne ghidăm. Bărbatul aduce bani, femeia aduce bani, amândoi... În ziua de astăzi, amândoi aduc bani. Uh-huh. Lumea s-a schimbat. Dacă înainte femeia era cea care se ocupa de copii, de creșterea lor, de siguranța căminului, da, stâlpul casei, cum se spune, bărbatul trebuia să aducă resursele, da, astfel încât să întrețină toată partea asta. Se ducea la vânătoare, aducea mâncarea ca să nu murim de foame. Adică destul de simplu. Însă femeia, în ziua de astăzi, a început să iasă și ea la vânătoare. Și câteodată aduce vânat mai mare decât bărbat. Și aici pot apărea conflicte interioare, în primul rând. Sunt foarte mulți bărbați care spun că n-au nicio problemă, dar atitudinea lor și comportamentul lor arată de la nivelul subconștient că, da, au problemă cu softul, cum îi spun eu, neandertalului. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că deodată mă simt inutil. Și aici intervine, cred că este foarte important femeia să fie înțeleaptă, să-l facă să se simtă, bărbatul să se simtă în continuare valoros și util, pentru că el este, dar nu-și dă seama că, de fapt, valoarea lui nu este neapărat învânat în ziua de astăzi, în secolul 21, da? Ci este de a colabora. Astăzi privesc cuplul ca și o echipă, da? Și cred că dacă vrem să prosperăm, e foarte important să avem această atitudine de echipă. Și un lucru, așa am fost crescut pe de altă parte și banii erau ai casei, ai familiei. Nu erau banii mei, banii tăi. Uh-huh. Da, fiecare avea bani de buzunar. E ok că doar nu o să te duci cu buzunarele goale dacă, na, după servici, nu știu, să-i vești ocazia, hai să mergem acolo. Dar erau la comun ca să creăm o comunitate. Da? Și o responsabilitate a fiecăruia, da? Pe ce cheltuim banii noștri. Însă, de foarte multe ori, în ultima vreme și mai ales în zona occidentală, se vede, dar uite că a început să apară și în România, banii mei, banii tăi. De acolo începe disfuncția. Este o separare. Deja energia parcă se rupe în două. Este deja o separare. N-avem o unitate. Uh-huh. N-avem o unitate. Dar știi cum... Mă rog, sunt... Pentru că în viața sunt momente când el va aduce mai mult și vor fi momente când ea va aduce mai mult. Ei, și ca bărbat, cum gestionezi treaba asta? Oh, provocator. Provocator, dar nu irealizabil. Dar asta e o provocare pentru bărbat să înțeleagă nu că sunt mai slabi, în primul rând, ci sincer ar putea să fie o mândrie a bărbatului că are un asemenea partener, pentru că el a contribuit la evoluția partenerului. Eu te susțin în evoluția ta. Da? Eu îți spun că poți, că știi, că meriți. Da? Și atunci îți dau aripi
Da? Dar ca să poți să-ți dau arii să te evoluezi, eu trebuie să stau jos, la sol. Și faptul că tu ai luat zborul este contribuția mea și ar trebui să fie mândria mea, după care mă apuc și eu să zbor. Da. Dar zbor în stilul meu. Deci, de fapt, vorbim despre acele valori pe care ar trebui să le construim și să le creștem împreună. Împreună. Eu, ție, ca bărbat, și tu, mie, ca femeie. Exact. Exact. Uh-huh. E adevărat că, pe de altă parte, femeia joacă un rol foarte important în prosperitatea și în evoluția bărbatului. Ea este cea care îl ridică. Uh-huh. Orice ar fi. Energia ei este foarte importantă, încrederea ei în el este foarte importantă, susținerea este foarte importantă ca să-l facă să prospere și implicit să prospere și familia. Pentru că în amândouă situații, când financiarul influențează foarte mult și relațiile, din păcate, la un moment dat. Da? Dar dacă înțelegem contextul că sunt zile și așa, sunt zile și așa, și de fapt împreună formăm o echipă, atunci începem să generăm mentalitatea prosperității, energia prosperității. Și asta presupune, Raico, să nu existe nici credințe limitative. Limitative. Sau dacă apare vreo credință limitativă, știi, una din bogățiile pe care oamenii le au, dar nu le folosesc, este abilitatea de a comunica. Și ceea ce este foarte important într-un cuplu este să comunicăm, oricât de dureros mi s-ar părea că o să fie. Uh-huh. Dar mie, ca și bărbat, mi-este frică să spun că, de fapt, nu-mi convine că eu aduc mai puțin și tu câștigi mai mult. Și mă simt complexat și frustrat față de tine pentru asta. Spune-o, pentru că s-ar putea ea să zică, dragule, dar cum? Dar mulțumită ție am ajuns aici. Și acum e momentul eu, după ce am stabilizat poziția, una să te ajut eu pe tine să urci. Dar dacă ținem această frustrare și nu folosim această bogăție a comunicării, înseamnă că n-am încredere nici în relație, n-am încredere în tine, cum o vei înțelege. Și atunci această energie, în loc să fie constructivă, începe să devină destructivă. Foarte interesant. Raico, o să te întreb acum pe tine, ca bărbat, adică părerea ta vis-a-vis de bărbați, ce au nevoie aceștia să audă de la o femeie? Poate că bărbatul, să presupunem că nu are încredere în el, sau să presupunem că are încredere, adică există ambele variante. Da, da. Și varianta în care femeia are încredere în bărbatul ei sau nu are încredere. Hai să le luăm ca exemple. E foarte important să existe această manifestare. În, mai ales noi bărbați avem o mică dificultate în a înțelege semnalele voastre. Suntem mult foarte prea... Da, pentru că voi aveți o bogăție fantastică care de comunicare, în primul rând, pentru că așa ați fost construite, să înțelegeți acel bebeluș și în momentul în care plânge, să spui că plânge, să știi că plânge de foame sau că are colici sau că doare altceva. Pentru mine, neandertal, plânsul e plâns. E la da? Fel. Dar tu știi diferența. Da. Și atunci, ca femeie, te-ai obișnuit să comunici și prin semnale. Da? Și de foarte multe ori, în conflicte, există chestia, dar ți-am spus, iar el se uită, nu mi-ai spus niciodată, dar ți-am trimis semnale. Noi avem nevoie să fii clară și explicită. Drept pentru care bărbatul are nevoie să fie susținut verbal, să înțeleagă din partea partenerei lui că este valorificat și este valoros. Și că valoarea lui nu este dată de cât aduce. Că poate astăzi ai prins un iepure, nicio problemă, ne descurcăm și cu iepure pentru că sunt convinsă că o să aduci mistrețul data viitoare. Pentru că ai mai adus mistreț, corect? Da. Eu sunt aici alături de tine. Și dacă îi dai și argumente, cu atât mai mult. Da. Când bărbatul înțelege. Pentru că bărbații au această tendință de începe și comparația, ceea ce nu este ok. Și avem nevoie de această susținere
s-o auzim, s-o vedem și s-o simțim din partea partenerului. Știi, era un desen comic așa foarte interesant. Doi bătrânei stăteau unul lângă altul și ea îl întreabă, dar tu mă mai iubești? Și el îi răspunde, dacă se schimbă ceva, te anunț. Ideea este să nu ajungem așa, ci permanent să vorbesc, permanent să comunic, permanent să-ți ofer această susținere. Eu ca femeie, chiar dacă este vorba de un bărbat de succes, da? Are succes financiar, super, are nevoie de validare din partea partenerului. Are nevoie. Oricine dintre noi avem nevoie de această validare. Cu toate că sunt persoane care spun că n-au nevoie. Ok, foarte bine, n-ai nevoie într-o formă, dar ai nevoie în altă formă. Și atunci ideea este de a avea această abilitate de a amplifica această bogăție, unde să ne validăm unul pe celălalt, să ne oferim încredere, să facem lucruri împreună când suntem acasă, da? Ca să avem acest mijloc de comunicare și să îmbogățim lucrurile, oferindu-le, pe de altă parte, puiilor, exemplul. Uh-huh. Pentru că copiii, unul din programatori foarte puternici ai subconștientului, este ceea ce vede puiul. Ceea ce aude, ceea ce simte. Da? Primii 6 ani sunt cruciali din punctul ăsta de vedere. Până la 14. După care, ce s-a făcut, s-a făcut, restul sunt mici detalii. Și atunci, dacă vrei să crești copilul, nu-l crește, nu fă așa. Ce arată-i cum. Da. Fie exemplu. Și atunci, dacă tu mergi... Știi, a fost foarte... Îți dau un exemplu ca să... Și multora ca să... Avem tendința ca să spunem copiilor, da? Sunt mici. Și el vrea diverse lucruri. Și ca să... ca să oprești chestia asta, nu-i spui nu vreau să-ți cumpăr, pentru că tu ești un părinte bun, da? Și spui nu-mi permit. Lasă că nu ne permitem astăzi. El nu înțelege. Dar înțelege că e o chestie în sensul că eu n-am primit astăzi prăjiturica. Da? Și la un moment dat... copilul s-ar putea să te întrebe în public. Acum pot? Acum îți permit să iei o chestie banală. Da, da. Iar tu ești așa frumos îmbrăcată, se vede că îți permiți oricând. Da. Știi, și lumea se uite la tine ciudat. Adică cum? Da? Da. Și deja ai creat o mentalitate la nivelul. Ba da, îmi permit orice, dar astăzi nu luăm prăjitura. Astăzi nu luăm ciocolata. Astăzi nu luăm jucăria. Da? Uite, e foarte... Indiferent de reacția ta. Aha. Și trebuie să ne justificăm în fața copilor? Adică este suficient să spunem doar atât? Nu astăzi. Depinde de vârstă. Aha. Și nu cred că este vorba de justificare, pentru că dacă te justifici, înseamnă că ești vinovat. Da. Ca o explicație. Și ideea e de a-i da explicația. Uh-huh. Dar explicația trebuie dată în funcție de vârstă. Iar uneori nici nu trebuie dată explicații ca să înțeleagă raportul, între ghilimele spus, autoritar între părinte și copil. Că există anumite decizii pe care le voi lua și pentru care voi putea să-ți dau explicații de abia mai târziu. Pentru că acum, la 2-3 ani de zile, pot să stai eu cât vreau să-ți explic că tu vrei ciocolata aia pentru că ai gustat zahărul, știi că este dulce și bun și el al vrei. Nu. Dar nici să nu condiționăm. Da? Dacă faci asta, îți dau aia. Da. Pentru că asta înseamnă condiționare. Uite, apropo de asta, aș mai fi vrut să te întreb când ne spuneai de scop. Ne reîntoarcem un pic. Că este important să ai un scop pentru care să-ți vină și resursa financiară. Ok, îți vine resursa financiară. Cât de important este să te ții de scopul ăla și să ți-l împlinești? Adică am banii X pentru vacanță sau pentru o mașină. Pentru... Da, eu altfel este. Eu mă duc în vacanța aia. Punct. Eu sunt deja în vacanța aia. Eu sunt cu mașina aia. Aha. Aia e mașina mea.
Și pas cu pas atunci o să atrag resursele financiare ca acea mașină să se materializeze. Și se materializează, dar asta te întreb, e important să îți duci planul până la capăt? Da, da, absolut. Absolut. Ce este important este să nu trasezi cum ajungi la acea mașină sau la acea vacanță. Da, să lasă să se întâmple. De ce? Pentru că mă întorc din nou la aceeași poveste. Avem impresia că se obține prin bani, de exemplu, o mașină, da? Nu contează valoarea ei. Dar ai, știi cât valorează, cât ai dus și te-ai interesat. Dacă începi să te gândești că ai nevoie, nu știu, de 10.000 de unități pentru mașina aia, gândul este la 10.000, nu este la mașină. La mașină. Tu ce vrei? Una sau alta? Și atunci scopul este mașina. De ce? Pentru că acea mașină o poți dobândi, obține, pe alte căi. Nu scrie nicăieri că ești obligat să o cumperi. Corect. Da? Dar 99% din oamenii se vor gândi la actul de cumpărare, pentru că aia costă atât, am fost în showroom. E, există și surprize în viața asta, pentru că dacă ești focusat pe scopul final, atunci rămâi deschis tuturor oportunităților. Și am foarte multe cazuri, foarte multe exemple de la cursanții mei care spun, deodată a venit fratii meu care a primit mașina de la firma, acum 6 luni își cumpărase mașina și zice, n-am ce să fac, dar nu vreau să o vând, că iau tu. Da? Am unii care au, sunt mulți care au câștigat la loz mașini, da? Adică investiția este cu totul alta. Câteodată a fost prima sau bonus sau a fost surpriză. Deci poți să ajungi să ai acea mașină pe cu totul altă cale decât să o cumperi. Adică actul de a cumpăra este unul dintr-un număr infinit de posibilități. Dar noi dăm puterea acelei singure variante în loc să lăsăm deschisă ușa. Și în acel moment, tu ai o mașină valoroasă care ai primit-o cumva, da? Deci universul a așezat lucrurile, rotițele, da? Și de multe ori s-a întâmplat că au venit oamenii și mi-au spus, știți, aveam venitul ăsta și m-am ascultat și am zis, ok, eu vreau mașina aia. Și pentru că momentul în care am început să-mi doresc doar mașina și mă vedeam în ea și o simțeam, deodată au apărut oportunități, colaborări și mașina aia a devenit un rezultat, dar n-aș fi avut acele colaborări. Așa că în momentul în care ești setat pe ceva clar, concret, concis, când vorbim de lucruri materiale, el atrage de la sine resurse. Uneori sunt resurse financiare, alteori sunt altfel de resurse. Și atunci ăsta este scopul. Nu mă gândesc la banii pentru mașină, la banii pentru vacanță, la banii pentru casă, la banii pentru... Nu știu, nu, mă duc direct în vacanța. Acolo mi este gândul. Eu sunt pe plajă, în Mexic sau oriunde o fi, frumos, venit cu avionul, 2 săptămâni de vacanță, splendid. Păi și de unde bani? Nu știu. Nu mă interesează bani. Mă interesează vacanța. Eu sunt acolo. Și atunci încep să atragi resursele. Pentru asta și energia. Pentru că pui în mișcare rotițele Universului care sunt energie. Da? Vacanța aia este tot, nu știu, câteva mii de euro. Da? Dar nu este obligatoriu tu să o plătești. Cineva a plătit-o. Corect. Universul o plătește cumva. Da? Așa că asta este ideea. Copiilor, mă rog, tinerilor, le dau frecvent exemplele și lui Steve Jobs și așa mai departe, n-au stat să se așeze pe scaun el cu echipa lui, cu partenerii lui, gata, facem calculatoare și vindem atâta. Nu. El avea un scop, un vis. Să vadă calculatorul pe masa fiecărui american. Și el a vrut să aducă un plus valoare creând un calculator mai performant, mai bun. Asta a fost visul lui. Nu să devină multimilionar. El a fost rezultat. Foarte interesant. Și asta este exemplu multora. Multora. Da? Deci banii sunt un mijloc, sunt un instrument, nu un scop.
Și în momentul în care schimbi percepția asta, schimbi conceptul acesta, schimbi atitudinea și această convingere, atunci începi să devii un canal al energiei foarte bun. Uh-huh, uh-huh. Da? Și atunci începi să atragi către tine. De ce? Pentru că vrei să faci ceva cu acele resurse financiare. Da? Și asta este motivul pentru care, de fapt, dacă te uiți, marea majoritate a oamenilor cu bani au și fundații, donează, fac și acte de caritate, dar și investesc, creează locuri de muncă noi. Uh-huh. Da? Nu țin banii pentru ei. Este importantă generozitatea în cazul acesta. Și nu doar în cazul acesta. Dar în orice caz. În orice caz. Da, eu asta spun. Oferă cadourile. Dacă vrei să ieși, să începi să ieși din această mentalitate, să faci unul din pași, este atunci, în timpul zilei, ori de câte ori îți aduce aminte, oferă oamenilor cadourile mentale. Oferă-le gânduri de bine. Dacă ești undeva prin... Nu știu, dacă auzi pe cineva cum se vaită, dorește să fie sănătos. Este o chestie, e un cadou mental care e o bogăție pentru el. Sănătatea pentru el este o bogăție pentru că nu mai are. Și ajunge cadoul acela la om? Ajunge. Ajunge. Și este, cu toate că sună banal, hai, nu, eu trebuie să fac ceva. Nu. Începi să schimbi mentalitate, schimbi convingerile și implicit schimbi fluxul energiei în tine. În momentul în care le dorești celorlalți bine, orice fel de bine, și financiar, de ce? Pentru că în momentul în care tu, de exemplu, cuiva îi dorești, da, deci îi oferi cadou să prospere financiar, subconștientul tău o să zică, păi de unde să dăm noi de la noi dacă nici noi n-avem? Da, dar tu o dai cu atâta dragoste și cu atâta sinceritate încât el o să zică, ok, atunci trebuie să creez prosperitate la mine ca să pot să dau. Da. Și așa începi să schimbi convingerile la nivel subconștient. Da, de aceea se spune că și atunci când suferi, spre exemplu, de o depresie, e bine să faci ceva pentru ceilalți, pentru că orientându-te către exterior, cumva ieși din interiorul tău. Mulțumim tare mult, s-a scurs timpul. Deja. Mulțumim, a fost așa o onoare pentru noi să te avem încă o dată aproape aici în studioul nostru. Și îți mulțumesc pentru invitație. Și eu foarte mult. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție, mulțumesc Zonia pentru vestimentație. Până mâine, dragii mei, creatorul să ne țină în palmele sale cu multă blândețe. La revedere! Purarom by Cornelia Decu Chamon v-a oferit emisiunea Dincolo de ceea ce știm.